o să vedeți că veți putea insera voci, texte. Veți fi așa un fel de mici scenografi și mici regizori, da? Ei, toate acestea vă ajută, așa cum v-am spus, să vă dezvoltați o serie de capacități. Bun, astăzi aș vrea să vă uitați fiecare acum pe tabletă și să vedeți dacă există acest joculeț Scratch Junior, da? Pentru mine, ca profesor de TIC, proiectul Digitaliata înseamnă avans. Mai ales că în această școală există și copii cu situație materială destul de îndoielnică, așa, dacă pot să spun, și se bucură foarte mult că pot să aibă acces la aceste tablete, pot să fie în pas cu dezvoltarea tehnologică, dacă pot să spun așa, a școlii și chiar a țării. Faptul că ei învață informatică cu ajutorul acestor două jocuri, de fapt aș vrea să vă spun că noi avem și o carte furnizată de Fundația Orange, foarte interesantă. La începutul manualului există două jocuri, Lightboot și Scratch Junior, care, deși sunt simple, ajută copiii, practic, să programeze. A programa ce înseamnă? Înseamnă a analiza și a proiecta. A soluționa probleme cu ajutorul algoritmilor, acei pași, acea succesiune logică de pași în soluționarea diferitelor probleme. Chiar fără ca ei să conștientizeze, ajung în final să și programeze. Jocurile sunt foarte atractive, pot realiza animații, pot aplica sunete, texte, lucru care le dezvoltă capacitatea de creație, originalitatea, imaginația prin această modalitate de a desfășura orele de curs. Cu siguranță copiii devin din ce în ce mai interesați de informatică, de TIC. Chiar trebuie să vă spun că ne despărțim cu greu. În fiecare recreație, când se sună, lor le vine foarte greu să lase tabletele. Le place. Este un mod atractiv, interesant și altfel de a învăța lecțiile comparând cu metodele clasice.